domnului Ovidiu Olteanu. Aveam 21 de ani și eram decis să duc relația cu cea mai frumoasă fată pe care am obținut-o până atunci la următorul nivel. Florile erau pregătite. În caz că discuția mergea bine, aveam pregătită și o sticlă de vin dulce și în cazul în care lucrurile mergeau foarte bine, aveam și un prezervativ. Stăteam pe canapea, față în față și eram vrăjit de frumusețea ei. Și în tot timpul ăsta mă gândeam la un singur lucru. Vreau să o sărut. Și în timp ce mă uitam la chipul ei, gândurile au început să-mi invadeze mintea. Oare ea vrea să mă sărut? Dacă o să mă refuze? Dacă nu se placă? Da, oare pe momentul să ajung? Și în timp ce întrebările veneau la foc automat, inima mea a început să bată mai cu putere. Ajungând la 5.000 de turați pe minut, clima organismului a început să dea rateuri. Filtrele de aer au început să se înfunde. Vroiam să pornesc de pe loc, să mă îndrept spre ea, dar aveam frâna de mână trasă la maxim. După un timp, mi-am dat seama că dacă o să mai stau mult în acea poziție, o să rămân fără combustibil. Așa încât m-am pregătit sufletește pentru contactul cu un airbag și am dat brusc drumul frânei de mână. Peter DeVries descrie cel mai bine ce au urmat. Mi-am cufundat umăr în cer și-am schimbat un sărut care mi-a făcut oasele de cauciuc și mi-a transformat creierul în terci. Problema era că eu aveam motor pe benzină, iar ea, diesel. Așa încât am început să caut în memorie experiențe similare cu alte partenere, dar de succes. Ea m-a văzut că eram puțin absent și mă întreabă. Ovi, unde ești? Și completează cu întrebarea supremă. La ce te gândești? În momentul acela, mi-am dat seama că nu eram deloc prezent. Și mi-am dat seama că nu o să mai am nicio altă șansă să retrăiesc acel prim sărut alături de ea. Stimate juriu, dragi colegi toți astăzi, câți dintre voi vă mai amintiți primul vostru sărut? Impresionant! Câți dintre voi vă mai amintiți ultimul vostru prim sărut? Felicitări! Tagore spunea că cerul sărută pământul prin ploaie, iar pământul sărută cerul prin flori. Eu o să-l completez și o să spun cu oratorul își sărută cu discursul său. Așa cum un sărut este unic și diferă de la un partener sau parteneră la altă, la fel și un discurs este unic și diferă de la o audiență la altă. Aceeași tehnică de sărut nu funcționează cu orice tip de partener. Așa cum un discurs nu are același succes la orice tip de public. Există totuși o constantă. La fel ca primul sărut, și fiecare discurs vine la pachet cu bagajul său mare de emoții. De câte ori nu v-ați pregătit discursul prezentat? Conținutul, recuzita, gesturile, pacea! Pentru ca în momentul în care stăteați în afara sălii și vă pregăteați să intrați, să fiți inundați de emoții. Oare ce o să zic despre mine? Oare o să le placă? Dacă nu o să mă aplaude de la final, oare o să câștig premiile? Sper să nu-mi discursul. Exact acesta era dialogul meu interior în urmă cu aproximativ un an, când am ținut un discurs la o conferință în Sibiu. Mi-am început prezentarea și, exact ca în cazul sărutului de tristă amintire, eram total absent. Eram în filmul meu. Eram foarte concentrat pe conținutul prezentării, pe dorința de a impresiona audiența, pe dorința de a primi cât mai multe aplauze la final, pe dorința de a fi mai bun decât ceilalți speaker. Sincer, mai lipsea doar ca cineva din public să mă întrebe
pe scenă și mintea ți-a în trecut sau în viitor. Poate la festivitatea de premieră, la Cluj sau în alt oraș. Și legat de premieră, chinezii aveau o formă. Când un arcaș trage din plăcere, se folosește de toată maestria. Când un arcaș trage pentru un premiu, o curia de exemplu, începe să fie stresat. Când trage pentru aur, orbește. Vede două ținte în loc de una. Abilitatea lui nu s-a schimbat, dar atașarea față de premiu îl afectează. Se gândește mai mult la victorie decât la acțiunea propriu-zisă. Așa cum un partener, în timpul sărutului, simte dacă tu ești interesat mai mult să primești plăcere decât să oferi, la fel și publicul tău simte dacă atunci când intri pe scenă, tu ești acolo pentru tine, pentru ego-ul tău, sau pentru el. În urmă cu 3 luni, am avut parte de ultimul meu prim sărut. A fost un moment special pentru mine și puțin ciudat pentru prietena mea. Stăteam amândoi pe canapea, față în față, cu florile pe masă, o sticlă de vin dulce alături, prezervativ în buzunar, și mă cufundam în ochii ei iubitori. Emoțiile erau aceleași, doar că de data aceasta le trăiam și le savuram din plin. La un moment dat, ea se apropie de mine și îi spun, te rog, așteaptă, așteaptă. Lasă-mă să trăiesc din plin acest moment. Intrigată mă întreabă, dar de ce? Pentru că o să țin un discurs pe baza acestui. Nu poți retrăi un prim sărut alături de o persoană, așa cum nu poți susține același prim discurs de mai multe ori în fața aceleași audiențe. Fiți prezenți, trăiți momentul. Bucurați-vă de fiecare senzație pe care o aveți când sunteți pe scenă. Dăruiți-vă publicului vostru trup, minte și suflet. Nu așteptați ca la final lumea să vină să vă ceară autografe. Transformați-vă discursul vostru într-un autograf autentic al dragostei pentru public.